Bine ați venit la o nouă dezbatere Rozum Press. Este dezbaterea cu numărul 8, o temă de actualitate, dar este o temă care în diaspora este o temă perenă. Ne întoarcem sau nu acasă? Este un gând pe care îl are aproape oricine care a plecat din România la un moment dat. Este o comparație pe care o facem mereu. Ce am avut în România, ce avem aici, oare am putea să luăm din lucrurile de aici, să le ducem în România? Le putem păstra pe celor care am venit din România aici? Este un du-te vină, o identitate în mișcare pe care au majoritatea celor din diaspora, pe valuri diferite, pe perioade diferite de timp. Diaspora a evoluat în timp, a crescut foarte mult. De la prima generație, să spunem, de oameni care au plecat doar să lucreze cu gândul cum voi face un rost, voi câștiga ceva mai mult decât în România, voi mă întorc în țară, îmi fac o casă, îmi fac o situație și, bineînțeles, rămân aici și acasă fără gândul reîntoarcerii. Avem o diasporă care între timp a crescut, care are copii, dar care n-a abandonat complet acest gând al întoarcerii. Un punct deosebit, această criză sanitară a adus acasă oameni din diaspora, foarte mulți, undeva la 1 milion, ne spun estimări oficiale, care nu și-au propus să se întoarcă, dar s-au întors de nevoie. Despre toate acestea vom vorbi cu invitata de astăzi, care s-a întors voluntară acum mai mult timp din străinătate, s-a întors din Franța, doamna Anne-Marie Oarop. Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! Și o să vă rog pentru început să ne spuneți un pic parcursul dumneavoastră, o să-l spun eu pe scurt. Ați plecat din România singură, ați ajuns în Franța, în Franța ați lucrat, ați fost întâi angajat, apoi a fost antreprenor. V-ați căsătorit cu un domn francez pe care acum l-ați repatriat, sperăm, cu voia dânsului la Ploiești, unde altundeva, un loc frumos. Și sunteți antreprenor acum în România și vă ocupați de proiecte care să facă legătura între România și Occident. Și o să vă rog pe dumneavoastră să ne spuneți mai exact această experiență între cele două țări. Da, vă mulțumesc pentru invitație. Eu deci am plecat în 2010, în 2005 din România. Am plecat mai mult așa de nu plecasem de rău, plecasem pur și simplu că vroiam să văd și altceva. Nu plecasem cu gândul să rămân. În fine, până la urmă am rămas până anul trecut, în 2019, în vara anului trecut, când m-am întors acasă. Bun, în Franța am lucrat, am fost profesoară de engleză, am fost traducător engleză-franceză. Studiile mele, de fapt, în România au fost de limbi străine, engleză și franceză. Și asta pot să spun că m-a ajutat foarte mult. În România lucrasem deja, aveam experiență și în domeniul educațional și în domeniul tehnic. De fapt, am lucrat și în învățământ înainte să plec și și în alte firme din România, domeniul tehnic. Până la urmă, în Franța am lucrat mai mult pe domeniul tehnic. Am fost o scurtă perioadă profesor de engleză într-o școală privată din Nisa și după aceea am lucrat în alte firme, deci tot pe domeniul, să zicem, traducerilor, și după aceea am găsit un alt job în Monaco, la o multinațională de petrol, și acolo am stat 10 ani. Până când, bine, între timp, dorul meu de casă nu s-a stins, dar m-am căsătorit, da, m-am căsătorit cu un francez, avem 2 copii, un băiețel de 5 ani și o fetiță de 11 ani. Veneam des în România. Soțului meu... am apucat să-i arăt foarte multe din România. E o persoană foarte deschisă și a captat foarte repede tradițiile noastre și chiar bea cu plăcere o țuică de-a noastră. Ce să vă spun? După aceea, cum am spus, între timp, dorul de casă nu mi-a trecut și tot speram că într-o zi o să mă întorc acasă. Deci am făcut-o anul trecut, în vara anului 2019. Între timp, în Franța, de fapt, mi-am lăsat jobul din Franța, din Monaco, pentru că am vrut ceva mai mult. Vroiam să evoluez. Adică totdeauna vroiam să evoluez la alte etape. Și hai zic să evoluez și la etapa de antreprenor.
Am deschis o agenție de turism. Deci o agenție de turism pentru că, în primul rând, îmi place la nebunie să călătoresc și în al doilea rând pentru că vroiam să arăt, să dau o altă imagine a României, pentru că, după cum știm bine toții, nu e chiar așa o imagine roz. Depinde apoi cum este și ea prezentată. Eu am prezentat-o mereu în mod cât mai roz și mai optimist și mai frumos, adică imaginea adevărată care, să zicem, imaginea României, nu? Că până la urmă România ca țară e frumoasă. Ce să spun, din toate puterile încercam mereu să vorbesc mai frumos de țara mea și să o promovez cât se poate. Încet, încet am început, de fapt, să organizez voiaje în firma unde eram în Monaco, organizam voiaje pentru angajații firmei. De fapt, prin Comitetul Întreprinderii se organizau sejururi în diferite țări sau în Franța sau în fine. Așa. Pardon. Și am organizat și eu și în România, oamenilor le-au plăcut, am mai organizat prietenilor, cunoștințelor și uite așa am făcut și ceva cursuri de specialitate în turism ca să încet, încet m-am pregătit și am ajuns să-mi creez și firma și agenția de turism. Deci am creat-o în 2017 în Franța, dar acum cum m-am mutat în România, am transferat-o în România. Și ce să vă spun? În România eu sunt foarte fericită că sunt acasă. Eram bine și în Franța. N-am plecat din Franța de rău. Am plecat, adică pur și simplu m-am întors acasă pentru alte oportunități. Deci în România consider că sunt foarte multe oportunități și au fost, sunt și vor fi. Cam asta, sper că am răspuns în prime întrebări. Mulțumim frumos. O să trec acum la colegii mei și o să vă rog să ne spună un pic cum văd această problemă fiecare din țara în care este și, bineînțeles, dacă au întrebări să vă adreseze, de unde să începem? Începem de la Roma, de unde din altă parte. Miruna. Bună, Ciprian! Bine v-am găsit! Ce să vă spun? În primul rând, aș vrea ca să fac, să profit de situație pentru a mulțumi celor care s-au uitat la noi săptămâna trecută și au fost foarte mulți și să le mulțumim și celor care se uită în acest moment și ne urmăresc live pe Facebook. Pot intra și comenta pe pagina noastră de Facebook, pentru că de când am postat această întrebare, foarte multe persoane mi-au scris și au povestit propria experiență. Sunt români care vor să se întoarcă, dar în același timp se întreabă care e situația în țară. Și ideea acestei emisiuni a pornit tocmai de la faptul că, potrivit autorităților, în ultimele luni s-au întors în țară. Că Miruna are o problemă tehnică. Trebuie să rămânem la Roma atunci și să mergem la Anca? Da, vreau să completez ceea ce vrea să spună Miruna. În primul rând, bună seara! Miruna voia să spună că dintre un milion de români, număr ce rezultă autorităților că s-au întors din cauza pandemiei, 500 de mii ar vrea să rămână și să se stabilească în țară, în anumite condiții, bineînțeles. Vreau să precizez că astăzi este ziua dorului și, întâmplător, noi am ajuns să vorbim despre sentimentul primordial al unui emigrant, acela de a se împărți între țara pe care a lăsat-o și care îi va fi mereu în suflet, indiferent de ce condiții a plecat și indiferent de motivele pentru care și-a părăsit țara, și țara în care se integrează. Iar întoarcerea românilor în țară este constantă,
pentru că majoritatea pleacă cu un proiect temporar, pleacă să-și întrețină copiii la facultate, să-și întrețină familia, pleacă să-și construiască o casă, să-și cumpere o mașină mai frumoasă și foarte puțini, eu cred că doar profesioniștii care consideră lumea deschisă, așa cum este și doamna Anne-Marie, vor să aibă o experiență internațională. Vorbim de 7 milioane de români care într-o zi se întoarce acasă cu experiența acumulată în țările de adopție. La începutul pandemiei, din experiența mea, am primit mai multe mesaje, dar unul mi-a rămas în suflet, acela al unei prietene care efectiv a rămas blocată atunci când s-a închis Italia, imediat s-au întrerupt zborurile între Italia și România. A rămas blocată cu toate bagajele, tot ceea ce însemna viața ei de 5 ani în Italia, cu toate hainele copiilor și vase și tot ce înseamnă o casă în România, apucase să trimită tot acasă, iar ea efectiv a fost nevoită să rămână aici la găzduită de prieteni și încă este aici în Italia cu copiii, pentru că n-a mai putut să se întoarcă. Și ea trebuia să ajungă, se va întoarce în învățământ, a terminat un masterat în România, se va întoarce în învățământ. Există și mai multe categorii de oameni care doresc să se întoarcă, cum spunea și doamna Anne-Marie, nu neapărat pentru că nu și-au îndeplinit proiectele în țara de adopție, ci și pentru că România chiar oferă oportunități pe care alte țări nu le-au deschis emigranților, cum ar fi Italia, și nu niciun secret faptul că întotdeauna cetățenii italieni, indiferent de pregătirea lor, vor fi preferați pentru anumite joburi, indiferent cât de bun ar fi un străin. Chiar zilele acestea se discută și este o mare zarvă în Parlament pentru legalizarea muncii imigranților clandestini în acest moment pe teritoriul Italiei. Și zarva mare este legată de un permis de ședere de 3 luni de zile, ceea ce înseamnă nimic, absolut nimic. Oameni, sute de mii de lucrători care după 3 luni de zile vor intra din nou în sistemul de clandestinitate, vor fi din nou pradă muncii la negru și traficanților de mână de lucru. Așa că în situațiile actuală, sigur că e de preferat o situație mai sigură în România sau în țara de adopție, dacă e posibil. Mulțumim, Anca. Să rămânem în Italia. Cornelia. Da, așa cum am mai spus și într-o ediție trecută, în Emilia-Romagna s-a confruntat cu două valuri de plecări. Primul a fost imediat după 10 martie, când Italia a intrat în lockdown, și a fost cel al turiștilor și al studenților. Al doilea val a cuprins muncitorii sezonieri și cei care au intrat în șomaj tehnic, a căror firme s-au închis temporar, dar care nu mai aveau încredere sau se temeau să rămână aici pentru că situația era atât de incertă. Nu cunosc personal situații ale oamenilor care au decis să se întoarcă definitiv în țară, însă, după cum bine știți, în Italia situația nu este atât de roz, pentru că oamenii, după 2 luni de când sunt în șomaj tehnic, nu au văzut niciun euro, iar cei care dețin o afacere au primit 600 de euro, deși au avut de plătit mii de euro la stat de taxe, rate și facturi. De exemplu, Emilia-Romagna de pe 18 deschide toate ramurile de activitate și atunci vom vedea în ce măsură oamenii își vor putea relua activitatea, în ce măsură, cât și cum vor putea câștiga, dacă le va conveni să se reorienteze spre ramuri care ar putea să le asigure un venit. Și așa, după cum bine știm și așa cum a zis și Anca, mulți au venit aici temporar, au venit să strângă un ban și să se întoarcă acasă. În condițiile în care vor câștiga 600 de euro sau 900 sau mai puțin, nu știu dacă ei vor rămâne aici.
Asta o să vedem probabil după ce se vor relua toate activitățile și după ce oamenii vor face un bilanț al activității și al șederilor aici. Așa, cum a zis și Anca, Ministrul Agriculturii a cerut Europei deschiderea coridoarelor verzi pentru că România reprezintă un factor important în munca agricolă de aici și în condițiile în care aceștia nu se vor întoarce sau în condițiile în care nu vor fi asigurate permisele de ședere pentru muncitorii extracomunitari, riscul Italiei este ca 40% dintre producția agricolă să rămână pe câmpuri și atunci vom vedea consecințele în septembrie. Mulțumim, Cornelia. Miruna, poți vorbi acum? Da, nu știu ce s-a întâmplat, nu știu dacă ați auzit ceva din ce am spus. Spune, pentru că eu nu știu când s-a întrerupt, deci nu știu când și ce ați auzit. N-am apucat să auzim foarte mult. Am dat de fapt un video după care aud eu. Da, porneam de la mulțumii publicului nostru de data trecută. Asta s-a auzit? Da. Așa. Asta mă spune și de două ori, într-adevăr. Public din ce în ce mai numeros, un public care deja ne așteaptă, un public care s-a obișnuit cu întâlnirea de miercuri seară, deci putem să le mulțumim și de două ori, asta chiar nu este nicio problemă. Voiam să le mulțumesc lor și celor care ne-au povestit propriile experiențe. Și eu am aflat că românii s-ar întoarce, că sunt mulți români care nu mai au de lucru în Italia, dar în același timp nici nu au perspective interesante în România. Și vorbind cu ei, principalele două lucruri pentru care, să spunem, se gândesc dacă să se întoarcă sau nu, este sistemul sanitar din România, cu atât mai mult în vreme de pandemie, și în al doilea rând corupția. Foarte mulți se plâng de corupție și de birocrație. Și aceasta este și întrebarea mea față de oaspetele nostru. Când a devenit antreprenor în România, cum a reușit să se lupte, între ghilimele, cu birocrația și ce s-ar aștepta ca să facă statul român pentru a ușura demersul celor care se întorc și vor să-și deschidă o afacere în orice domeniu? Din păcate sau din fericire, n-am vești foarte, cum să spun, neplăcute să vă spun din partea mea, ci doar de bine. Înainte să mă hotărăsc să vin în România, bineînțeles că nu e așa ușor, nu e o decizie să vii după 15 ani, după ce ai un rost acolo, o familie, nu e chiar așa ușor să iei decizia, chiar dacă dorul este mare. Și apoi te interesezi, te organizezi un pic, te organizezi pentru copii, cum va fi, poate pentru firmă, pentru diferite, din multe puncte de vedere. Pentru firmă, iarăși, bineînțeles, eu având firma acolo și vrând să o închid și să o deschid în România, m-am interesat cât ar fi de greu sau de ușor. Deci am venit cât de cât, adică destul de pregătită. Când am luat decizia, eram destul de pregătită din multe puncte de vedere. Deci eu nu am avut... nu pot să vorbesc de corupție, nu pot să din punctul meu de vedere, nu pot să vorbesc de dificultăți în birocrație. Mi-am înființat firma foarte repede, am avut de-a face la multe instituții cu oamenii, pentru că, într-adevăr, venisem și eu într-un fel, mă pregătisem, dar eram într-un fel... lovită totuși de localnici care spuneau o să vezi că o să fie greu, o să vezi că dai de birocrație, o să vezi că dai de oameni care nu sunt drăguți care, și așa mai departe. Deci a fost exact invers. Am avut de-a face cu oameni foarte drăguți la toate instituțiile, cu zâmbetul pe buze,
care m-au ajutat, m-au stat cu răbdare să-mi asculte întrebările, mi-au dat toate răspunsurile necesare, n-am avut foarte multe hârțegorie de făcut și așa mai departe. Am o contabilă care este destul de competentă și mă ajută în toate cele necesare. Deci asta este punctul meu de vedere. Am cunosc foarte mulți punctul meu de vedere, adică nu punctul meu de vedere, ci experiența mea. Cunosc foarte mulți români care s-au întors și care, cum să spun, cred că sunt foarte puțini care se plâng dacă au fost probleme birocratice sau mai știu și eu alte probleme de nerezolvat, mai ales. Deci toate se rezolvă, poate că unele iau mai mult timp decât altele, dar tot ce pot să vă spun este că totul se rezolvă și nu trebuie să ne mai oprim la acest o să vezi cum o să fie și o să vezi că dai de birocrație și de corupție și de, adică toate concepțiile astea ar trebui să dispară puțin, pentru că ne va ajuta mai departe să evoluăm noi ca oameni aici. Eu am venit cu altă mentalitate și vreau să păstrez mentalitatea și nu mă dau, adică le-am și demonstrat localnicilor că se poate și altfel. Pot să vă dau foarte multe exemple de chestii minuscule, poate din viața de zi cu zi, care unii o văd așa tot, pur și simplu ca o barieră și critică. Ia uite și pe ăla și pe aia și cum face și cum trece și așa mai departe. Dar fără să facă nimic. Și asta este diferența, de fapt. Pur și simplu, dacă ai ceva de spus, trebuie să o spui, nu trebuie neapărat să țipi sau să uli sau să critici sau să vorbești pe unul și pe altul pe la spate de rău sau așa. Poți pur și simplu să, adică comunicarea este foarte importantă. Și eu nu pot decât să încurajez pe toți cei care vor să vină înapoi în România. Și acum cu pandemia, și acum și vor veni și poate și mai multe oportunități, vă spun. Nu știu, acum nu pot să mă pronunț, să vă spun dacă cei care să vină în România să-și găsească un job, aici nu știu ce să spun, mai bine prefer să mă abțin, dar cred că sunt. Eu mă tot uit așa, nu pentru mine personal, dar pentru că îmi place să mai fiu informată cât de cât. Văd că sunt foarte multe oportunități de tot felul de joburi. Am și chiar cunosc persoane din străinătate, adică români care s-au întors acasă și au găsit job destul de repede. Asta era înainte de pandemie. Nu știu să vă spun acum și ce va fi, pentru că situația, poate și companiile vor avea ceva de suferit, nu știu cum vom sta în privința asta, dar cei care vor să se întoarcă pentru a crea ceva, o societate sau pur și simplu auto-antreprenor, cum să zice, nu, PFA în România, indiferent, deci oportunități sunt și în multe domenii și stau și mă gândesc când văd că se înghesuie să plece la muncă, la cules de, cu tot respectul, adică nu vreau să critic, nu vreau să spun, n-am niciun subînțeles, ci pur și simplu că este că mi-e milă așa când văd că pleacă lumea la cules în străinătate, când noi aici avem pământuri enorm de multe care urmează să fie culese și nu mai avem oameni. Da? Și noi trebuie să aducem din alte țări la rândul nostru ca să ne culeagă pământurile noastre când noi avem pământuri și avem de lucru și avem. Deci ce să vă spun? Sunt multe, multe de făcut în România. Deci aș putea să stau de vorbă cu dumneavoastră toată noaptea, poate, și nu o să terminăm. Ideea este că, deci, chiar încurajez
oamenii să se întoarcă fără frică, se poate și în România. Se poate. Mesaj foarte optimist. Mulțumim frumos. Mergem după Italia la a doua țară de emigrație a românilor, în Spania. Gelu, te rugăm. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi colegi. Bună seara, invitatei noastre. Bună seara. Da, interesantă și optimistă versiunea dumneavoastră. E adevărat că lucrurile s-au schimbat foarte mult în ultimii ani în România. Eu știu din proprie experiență. Dacă e să vorbim de ce se întâmpla în România acum 15 ani, poate chiar și acum 10 ani, lucrurile se dau cu totul altfel. E adevărat, nu toate lucrurile sunt roz nici astăzi. Mai sunt și lucruri care pot fi îmbunătățite, dar în general sunt de acord cu ce spuneți dumneavoastră. Nu este lapte și miere, nu este lapte și miere, nu era lapte nici miere nici când eram în Franța. Am avut de-a face cu multe și în Franța. În primii doi ani, practic, plângeam și aproape în fiecare săptămână vroiam să mă întorc înapoi în țară. Dar am vrut să rezist, zic că trebuie să reușesc, vroiam, aveam eu așa un scop, dar așa am reușit, pentru că dacă și am zis că dacă am putut să mă duc în Franța cu două valize și să reușesc și să am un parcurs extraordinar, pot să mă întorc și în România, la mine acasă, și nu se poate să nu reușesc la mine acasă. Păi cred că fiecare dintre noi are un parcurs similar în ceea ce privește plecarea în străinătate, cu primii ani de suferință, pentru că eu le spuneam prietenilor mei când mă întrebau cum e când pleci în străinătate, eu spuneam, nu, e ok, primii 5 ani sunt mai dificili. Da. Și vreau să vă spun că în cazul meu chiar așa a fost. Primii ani au fost foarte dificili. Treptat lucrurile s-au îmbunătățit ca într-un final lucrurile să aibă cu totul altă anvergură și amploare și integrare și tot ce trebuie. Acum, realitatea în Spania în privința comunității românești este cumva, cred că, asemănătoare cu ce se întâmplă și în celelalte țări, în principal în Italia, dar eu cred că în momentul de față, în majoritatea țărilor unde comunitățile de români sunt numeroase. În Spania, din ce în ce mai multe persoane se gândesc foarte serios să se reîntoarcă în România. Nu vorbesc numai despre persoanele care erau venite la munci temporare și se gândeau că ce să mai facă aici, trebuie să se întoarcă. Acelea deja s-au întors. Sunt aproape 1 milion de români care s-au întors în ultimele luni în România. Dar eu vorbesc despre alți sute și sute de mii de români, nu exagerez, care se gândesc foarte serios să se întoarcă pentru că au ajuns într-o situație în care nu mai pot să vadă o perspectivă în străinătate, în special în Spania, așa cum o vedeau acum 10, 15 sau 20 de ani când au venit. Și vă spun din discuțiile pe care le-am cu diversi oameni, prieteni sau cunoscuți. Îmi spun în felul următor, domnule dragă, sunt aici de 15 ani, mi-am construit o casă în țară, din păcate merg abia în vacanță și câteodată la 2 ani abia reușesc să merg acolo, în ideea că vreau să am un trai mai bun. Dar acum am ajuns în situația în care sunt aici în Spania, la Madrid, la Bilbao, în Saragossa, și nu reușesc să fac mai nimic. De vreo câțiva ani buni tot așteptăm să se schimbe ceva, să treacă această criză teribilă începând de 2008, criza economică. Părea că se îmbunătățesc lucrurile acum câteva luni de zile și dintr-o dată ia că te-am intrat într-o nouă criză. Deci oameni buni, îmi spuneau oamenii ăștia, eu nu reușesc să fac altceva de luni bune de zile decât să-mi plătesc chiria, să îmi plătesc utilitățile, să-mi cumpăr ceva de mâncare, să mai ies din când în când în oraș, dar foarte rar, și mai nimic altceva. Deci a venit vremea să mă gândesc să mă întorc în țară, pentru că acolo am o casă, am un pământ al meu și să-mi trăiesc anii până când voi ajunge la pensie, anii în care încă mai sunt în putere, să-i trăiesc acolo,
și să mă bucur de ceea ce am făcut eu în ăștia 15 ani de stat în Spania. Am rămas puțin surprins pentru că oamenii ăștia au și copii aici, au copii care s-au născut aici și au spus, domnule, copiii ăștia deja sunt mărișori, adică pot să trăiască pe propriile lor picioare, așa cum și noi la rândul nostru am trăit pe propriile noastre picioare. Ei, dacă vor să rămână, pot să rămână fără nicio problemă, dar eu mă voi întoarce în România. Și sunt din ce în ce mai mulți care gândesc așa. Acum, realitatea din România depinde și de zone, depinde foarte mult și depinde foarte mult și de domeniul de activitate și depinde foarte mult și de modul în care privim lucrurile, pentru că oamenii care plec, oamenii care pleacă din România în momentul de față la cules de diverse legume, fructe în străinătate, să știți că nu sunt oameni care nu mai pot de bine, sunt oameni care în satul lor, în micuțul lor orășel de Baștină, sunt în șomaj, nu au de muncă sau lucrau zilieri și câștigau când cineva i-a mai chemat pe la muncă. N-o duc grozav. Majoritatea celor care au plecat o duc foarte greu. Mai există și o parte care se gândește strict la beneficiu financiar. Adică câștigau niște bănuți, dar zic, domnule, mă duc că totuși câștig de trei ori mai mult, reușesc să-mi pun 2, 3, 4, 500 de euro deoparte și o să-mi cumpăr o mașinuță la mâna a doua sau o să mă repar cotețul la porci sau o să mai cumpăr niște fân și așa mai departe. Nu pleacă oameni care văd în România o oportunitate echivalentă sau mai bună. Din potrivă, pleacă oameni în continuare care o duc foarte la limită, majoritatea, și cum spuneam, o altă parte care se gândește că ar putea câștiga un bănuț în plus. Nu mai sunt acele disperări care erau acum 15-20 de ani, eu am plecat în 2001, când situația în România era la nivel general groaznică, adică nici din punct de vedere economic, nici politic, nu se vedea o desțelenire a obiceiurilor împământenite, iar corupția era la cote super alarmante. Nu mai e cum a fost atunci. Atunci toată lumea pleca numai ca să scape de acolo. Adică zicea, doamne, eu lucram la un moment dat, le povesteam colegilor mei, lucram în trei locuri și abia câștigam să-mi plătesc chiria în București și să-mi cumpăr niște covrici și cam atât, și să mai merg la un teatru. Adică era îngrozitor. Și ca mine, majoritatea. E, acum lucrurile s-au schimbat, văd și la mine în Nord, în Bistrița, profesori care mai acum câțiva ani se plângeau că vai de mine, că nu pot să-și permită să plece nici măcar într-o vacanță la mare. Acum au început să-și repare căsuța, să-și cumpere o mașină nouă, salariile lor sunt bunicele. 1000 de euro, adică oameni care aveau 700, aveau 200 de euro pe lună, 200 de euro, și au triplat salariile. Pompierul care avea și el niște bani, acum are peste 1000 de euro. Polițistul care avea și el, dar acum are și el peste 1000 de euro. Sunt lucruri care s-au schimbat, e adevărat, tonul a dat sectorul public, dar și în sectorul privat lucrurile stau din ce în ce mai bine. Deci, aveți dreptate, este o oportunitate în România, este de încurajat să se întoarcă lumea, dar să se întoarcă în ideea să facă ceva, într-adevăr, pentru că altfel să te întorci în România și să aștepți ca cineva să-ți dea ceva va fi foarte greu, dacă nu chiar imposibil. Da, adică de asta și menționam că eu când, înainte să vin, m-am pregătit cel puțin, cred că de vreo 2 ani îmi pregăteam. Deci mi-a luat ceva timp, pentru că trebuie să stai să, și nu poți să vii așa și să crezi, să-ți aduci toată casa, vii cu două camioane, pleci cu două valize, vii cu două camioane și zici că totul e rost. Nu, deci adică trebuie să fii un pic pregătit, să ai ceva, un plan totuși. Nu sfătuiesc, de exemplu, să vii și să zici, boi, îmi lași jobul în Franța, să zic, și voi găsi eu ceva în România. Nici așa nu sfătuiesc, poți să ai noroc sau poți să n-ai. Eventual, vii pregătit, cauți un job înainte, vii la niște interviuri, te pregătești și așa mai departe. Pentru o firmă, la fel, trebuie să cântărești bine
totuși oportunitățile sunt foarte multe, dar trebuie să le cântărești, să vezi dacă tu știi să faci, că nu orice oportunitate, gata. Eu, de exemplu, nu m-aș să fac un cabinet dentar. Nu sunt. Adică am bani, dar nu pot, nu sunt dentist, nu pot să zic că fac un cabinet, dar vine la mine un dentist și îl plătesc pe ăla și îmi face. Deci, adică trebuie să fii totuși cât de cât pregătit în domeniu, să ai ceva cunoștințe, să fii un pic pregătit, să vii cu un pic de bani măcar acolo, ceva pus deoparte, tot trebuie să fii pregătit, adică din orice punct de vedere, să poți să ții ceva timp până, pentru că și când, eu de exemplu, de fapt eu mi-am mutat firma înainte să mă mut, adică am venit, am făcut demersurile înainte și am creat firma și când am venit aici m-am pus pe treabă. Deci, da, deci, adică, da, și în ceea ce privesc cei care pleacă la colegi, da, eu sunt de acord, da, să știu că nu sunt oameni care înțeleg situația lor, nu mai chiar cum plecam toți înainte, acum 20 de ani, 30 de ani, la cules căpșuni, oriunde numai să pleci, că era groaznic. Nu mai e chiar așa, într-adevăr, cine pleacă acum chiar au nevoie de acei bănuți și înțeleg foarte bine. Ce vroiam eu să spun prin chestia asta este că, din păcate, nu li se oferă oportunitatea în România să facă așa ceva, pentru că, într-adevăr, se duc acolo pentru totuși pentru mai mulți bani decât li s-ar oferi să facă, să lucreze pământurile în România. Și asta este, de fapt, să zicem, asta e problema, din păcate, că noi am avea nevoie de ei aici, în România. Iar cunosc care pleacă, de fapt, exact pentru o oportunitate. Ei nu sunt chiar așa disperați, dar pleacă. De exemplu, e cineva care a plecat, nu știu, de vreo 5-6 ori și și-a construit o casă cu banii strânși. Adică de 5-6 ori a plecat câteva luni la rând, de câteva ori, ca să zic așa, și și-a pus niște bănuți departe și deoparte și construia casă. Și în câțiva ani și-a construit o casă. În fine, sunt diferite motive, clar, dar... Da, cam adică, trebuie să fii pregătit când vii înapoi. În situația în care, cum spunea și dumneavoastră, nu mai sunt necesitățile pe care aveau oamenii acum 15-20 de ani, când diferențele erau ca de la cer la pământ. Adică a câștiga 100 de euro, 150 de euro maxim și a câștiga 1000 de euro, distanța era enormă. Da, nici nu se punea problema de ales, adică plecai normal, fără să te uiți înapoi, fără nicio remușcare, fără niciun regret. E, acum lumea se uite, ce domnule, aș putea să lucrez la terasă, la Hovrea și aș câștiga 450 de euro. Mă duc că câștig 800, știți, adică nici măcar dublu. Cam asta e realitatea. Pentru câteva 102 de euro în plus, oamenii pleacă. Pleacă, da. Numai că acolo unde ajung, totuși trebuie să plătească o cazare, trebuie să plătească și la urmă te uiți că, de fapt, mulți și-au dat seama că până la urmă, de fapt, e același lucru dacă ar sta că trebuie să-și plătească o mâncare, o cazare, că nu stai pe stradă și nu mănânci nimic. Adică 800 de euro aia care iei nu sunt chiar 800. Da, mă, și 100, 150, 200 de euro dacă reușesc în plus să câștige, tot se duc. Și așa este. Și păcat că nu, pentru privința asta nu se găsesc soluții. Ar trebui să se găsească soluții. Dacă îmi permiteți o întrebare scurtă. O întrebare care ne regăsim toți, da. Și o întrebare care am primit-o de la mulți spectatori. Este România pregătită pentru acești oameni? Sunt oameni care vor să lucreze, dorni să lucreze, care au demonstrat că pot să lucreze. Este însă România pregătită pentru ei? Și aici o să rog pe Miruna să ne citească din mesajele pe care le-am primit acum în direct. Da, foarte, foarte interesante întrebările pe care le primim și ating puncte importante despre care tocmai am discutat. În special de la domnul Cristian Buleandra, care spune: nu este vorba de a construi o casă, este vorba de perspectivele și viitorul copiilor noștri.
Da, păi... Un alt mesaj. Suntem peste 5 milioane de români plecați. Acum au mai rămas vreo 4 după numerele date de autorități și nu pot fi toți antreprenori. Sau e nevoie de investiții către zonele rurale, spune Adrian Niță, pentru că majoritatea au fost direcționate către marile orașe. Iar Iuliana Baciu spune doar salariul adecvat nu este în România. Deci e nevoie de salarii care să vină în întâmpinarea celor care aduc din străinătate experiența lor. De asemenea... Acum depinde, mă scuzați că întrerup două secundele, la salariu mai este o chestie pe care aș vrea să o spun, este că bineînțeles că nu putem să ne așteptăm când venim de la un salariu poate de 5.000 de euro, zic și eu, nu știu, na, 3.000, 4.000, 5.000 de euro din state sau din Franța sau mai știu eu unde. Nu poți să te aștepți în România să ai totuși același salariu, dar este și, cum să spun, nivelul de trai este diferit. Adică, de exemplu, eu în Franța, dacă aveam nevoie pe lună, să zic, de 3.000 de euro să trăiesc, în România îmi dau seama că eu am nevoie doar de 1.000 de euro pentru aceleași lucruri. Deci, nu pot să mă aștept să vin pe un job în România cu același salariu din Franța sau din America. Deci nu pot să... Dar salariile au crescut. Adică eu nu pot să vorbesc în numele tuturor, nu pot să vorbesc, dar știu, am prieteni foarte mulți care lucrează în multe domenii și... sunt destul de mulțumiți de salarii, adică au un trai de viață destul de bun și se poate și să se găsească joburi cu salarii pe măsură, bineînțeles, tocmai și pentru că vii cu altă experiență și cu un know-how care e foarte important, dar în același timp să nu ne așteptăm să găsim același salariu pe care l-aveam în străinătate, pentru că totuși nu, e totuși o mică diferență. Dar tot e pozitiv, adică dar e pozitiv, se pot găsi salarii bune. Da, acesta este un punct de vedere din ce în ce mai răspândit. O să vedem ce înseamnă banii acolo, ce înseamnă banii aici. Și cred că aici pandemia l-a schimbat mult la raportul. Deci mie, de exemplu, vă spun sincer și în punct de vedere al firmei. Deci eu în Franța aveam deci pe lună foarte multe taxe, impozite și ca agenție de turism aveam nevoie să trebuia o licență ca și oriunde, dar îți trebuie o licență, numai că în Franța o plăteam, era aproape 5.000 de euro pe an. În România este doar, am făcut un dosar la Ministerul Turismului și am luat licența de agenție de turism, 0 lei. Deci este o mare diferență. Eu aici mi-am revenit, adică eram copleșită de toate cele ce trebuia să plătesc în Franța din punct de vedere profesional. Deci este... Chiar îmi spun prietenii din Franța când mai mă duc acolo sau românii din Franța când mai vin și ne întâlnim pe aici, mi spun, mă, zice, ai o față așa, zice, liniștit, zice, ești așa... cred că ți-e bine ție așa, nu știu, să vede pe fața ta că ești liniștită. Nu e chiar așa că sunt lapte și miere, cum am zis, dar da, pot. Aș vrea să contrazic puțin aici, nu mai sunt de acord cu noastră și vă spun și pe ție, dau dreptate spectatorilor noștri care afirmă că nu toți sunt antreprenori ca să vadă lucrurile din prisma asta. Și eu vă spun acum din proprie experiență, ca un om care nu a fost antreprenor când a plecat în vacanță acasă și realitatea a fost cu totul alta. Împreună cu mine au venit și alți prieteni, tot așa din Spania, din Italia, din alte țări. Concluzia noastră a fost halucinantă. Adică am venit în România, nu? Într-o localitate din nordul țării, micuță, un sătuc, o comună, și ne-am trezit făcând niște calcule după aproximativ 2-3 săptămâni, că aveam niște cheltuieli mai mari decât în Spania, la Madrid.
prețurile în acel mini-market, supermarket pe care îl aveam în localitatea respectivă, erau aproape duble față de prețurile din Madrid. Și atunci mă întreb, unde este economia pe care aș fi făcut-o eu, când în realitate, după ce am tras linie ca simplu cetățean de rând din Spania, mergând în România ca simplu cetățean, nu eram antreprenor în România, nu făceam nicio afacere, dar ca simplu om venit din Spania în vacanță în România, se constat că eu cheltui într-o lună de zile mai mult decât cheltuiam în Madrid. Cheltui într-o localitate din nordul țării. E șocant să vezi prețurile mai mari decât la Madrid în nordul țării. E șocant să vezi că facturile de utilități, deși în prima fază ți se par scăzute prețurile, dar când tragi linie, pentru că tu ești obișnuit să consumi cum consumi în Madrid, nu faci economie la curent, nu faci economie la gaz, acolo trebuie să cumperi și lemne și nu știu ce, m-am trezit că erau cam aceleași cheltuieli de utilități, ba chiar mai mari. Una peste alta, concluzia. Nu e chiar roz, adică trebuie să ne gândim că în România s-ar putea, ca antreprenori, să avem într-adevăr cheltuieli mai mici, dar ca cetățeni de rând să ne trezim în situația în care să avem același cheltuieli ca și la Madrid, la Roma, în Bretania, în Londra și mai departe. Da, eu vorbeam de partea de antreprenor, ceea ce privește pur și simplu ce aveam eu de plătit. Făceam comparația ce plăteam pentru același lucru în Franța și ce plătesc acum în România, care este chiar derizoriu, vă spun foarte sincer. Și deci respir în sfârșit. Adică pot să vă spun că pot să mai pun și o bandă parte să mai investesc și pe alte părți. Din punct de vedere personal, cheltuielile personale cu, știu și eu, întreținere, mâncare, utilități și așa mai departe. Când veneam și eu în România înainte, eram, cum să vă spun, impresionată de cât puteam să cheltui într-o săptămână sau în două săptămâni. Aveam impresia că și mereu îmi spuneam, băi, deci trebuie să fie, adică e foarte scump în România, deci cheltuie atât de mulți bani în România asta, deci nu se poate. Bun, acum că stau aici, nu mai e același lucru, pentru că eu acum, fiind aici, nu mai sunt în vacanță. Eu altfel văd lucrurile când stau aici și puse una peste alta, cheltuielile mari mele, adică deci pot să vă spun din propria experiență, sunt mai mici decât ce aveam eu în Franța. Dar bine, nu pot iarăși să compar prețurile din Franța cu prețurile din România la utilități sau la alte chestii. Sunt într-adevăr, ceea ce mă impresionează și pe mine, prețurile în supermarketuri, într-adevăr, Carrefour, așa, și nu mai dau nume, sunt prețuri într-adevăr destul de mari, câteodată și eu am impresia că parcă mă regăsesc în Franța la aceste supermarketuri când mă uit la anumite prețuri. Mai ales dacă mi se face poftă de mai știu ce camembert sau mai știu ce brânză franțuzească sau mai știu ce produs franțuzesc, na, e mai scump ca... Dar așa și în Franța, când mă duceam la magazinele românești, aveam niște prețuri duble față de ceaia, sau triple poate chiar, că na, deci oamenii trebuie să-și plătească niște chirii, să le trimis, să plătească niște transporturi, niște taxe și așa mai departe. Da, adică nu vă spun că e chiar așa de roz, nu. Ce mi se pare foarte contrastant și nu, și văd că lumea nu zice nimic, adică un mare defect aici, tot ce înseamnă imobiliare și prețuri la case și la apartamente, mai ales în orașele mai mari, București, Cluj și așa mai departe, mi se par exorbitant de mari, într-adevăr, și am rămas șocat. Deci, adică, să-ți cumperi un apartament în Cluj e, deci,
fără, nu, e un preț, bine, sunt toate, de toate prețurile, dar mi se par totuși niște chestii exagerate într-adevăr și aici nu prea e bine pentru economia României, dar aici, dacă îmi permite, eu doar sunt prea mică să fac ceva, nu știu, trebuie luate niște decizii mai sus. Niște și oamenii ar trebui pur și simplu localnici și să facă niște petiții, să facă ceva, să bine când ești vânzător și îți vinzi apartamentul, îți convine, dar când ești cumpărător nu-ți mai convine. Și apoi și prețurile la chirii mi se par destul de într-adevăr de ridicat. Da, iar la mâncare, mă scuzați pe urmă, vă las, la mâncare. La mâncare e, cum să vă spun, mai se găsesc în și piețe și tot felul de alte soluții în România pe care nu le găseam în Franța. Da, aici este un punct care trebuie neapărat să luăm în calcul. Noi vorbim de o întoarcere eventuală a diasporei în România, dar trebuie să luăm în calcul faptul că în România există de fapt un și exista, în ciuda acestei diaspore care pleca să lucreze în străinătate, un deficit al forței de muncă, dar care e foarte inegal în România. În România sunt zone foarte scumpe și foarte frumoase, cum e Clujul. De exemplu, am întâlnit mai mulți francezi care lucrează la Cluj sau care sunt studenți la Cluj. Este a doua limbă vorbită, de altfel, la Cluj franceză. Da. Foarte mulțumiți de oraș, spunând că este mai comparabil cu orice oraș din Franța și ceea ce numesc calitatea vieții este peste marile orașe în Franța. Poți să trăiești mai bine, mai relaxat, ești în siguranță. Exact. De trecă, orice la Cluj ești mai în siguranță decât să zicem în sudul Franței, în marile metropole. Avem și zone, în schimb, de o sărăcie teribilă. Sunt o parte în Moldova, este un alt pol în Oltenia. Contrastul este foarte mare. Franța, de exemplu, nu are asemenea contrast între regiuni. Dar, într-adevăr, da. De exemplu, la Cluj am întâlnit mai mulți oameni care spuneau am foarte mult de lucru, dar nu găsesc oameni care să vină să lucreze. E și asta o problemă. Să vină la Cluj să lucreze, când chiria la un apartament comunist de două camere amărât, este de 5-600 de euro. Nu, e peste Franță. Da. Și atunci trebuie omul respectiv ca să poată să-i rămână ceva la sfârșitul zilei, ca să trăiască în Clujul ăla care e foarte scump, tot ce înseamnă și altceva. Și atunci ăsta e un paradox al creșterii pe care trebuie să-l gestionăm. Francezii, de exemplu, au pierdut la un moment dat paradoxul ăsta în Paris, a devenit aproape imposibil să mai fii parizian. Mai pot cumpăra doar cei care vin din China, din stările arabe, din Rusia, care vin cu altfel de bani, care au stricat piața. O perioadă, da, părea că e bine că se vând ce în ce mai mult, dar acum a devenit aproape imposibil să mai locuiești. La fel, sunt chiriile care depășesc cu salariul minim. Da. Superioare. Este într-adevăr un punct foarte interesant, iar dacă vorbim de prețuri mari și de gestionarea forței de muncă, aici chiar putem merge la Alina, la Londra, pentru că acolo este polul salariilor mari, dar și polul zonei, într-adevăr, unde nu se găsește neapărat personal suficient în Anglia. Da, bună seara. Este paradoxal pentru că, bine, vorbim de Anglia, de Marea Britanie, care s-a plâns o bună bucată de timp că, mă rog, localicii nu au locuri de muncă din cauza emigrației și acum îi caută pentru că le trebuie în diferite sectoare în care sunt total neacoperite. Chestiunea este, în Anglia nu prea am văzut, din Marea Britanie nu prea am văzut oameni să se întoarcă în țară, adică nu e un flux foarte mare. În schimb, fenomenul foarte ciudat este aici că sunt cei care au ales ca a doua țară de destinație, deci după prima țară de emigrație, ca a doua țară de emigrație Marea Britanie. Deci foarte mulți cunoscuți din care au trăit în Italia 10 ani și acum s-au mutat la Londra. Au trăit în Spania ani buni, s-au integrat perfect și acum s-au mutat în Marea Britanie și din Grecia am văzut. Deci toată partea aia de imigrație care a decis din motivele pe care le-a spus voi mai devreme, adică salariile scăzute între timp și așa mai departe și, mă rog, între sectoare oarecum în care diferența între România și țările respective de salariu, mă refer, unde este foarte mică, s-au orientat, în loc să se orienteze către o întoarcere în România, s-au orientat către o imigrație către Marea Britanie, unde, într-adevăr, salariile sunt mult mai mari. Salariile sunt mult mai mari, dar, evident, și prețurile sunt la fel de mari. Însă, eu am exemplu maică-mei care a venit în noiembrie anul trecut și, mă rog, genul
de femeie care în fiecare zi merge la Lidl în România, da? Ei, a venit aici și a spus că mâncarea este mai ieftină la Londra, ceea ce la magazin, la un supermarket, deci de aici. Ceea ce e cumva paradoxal în contextul în care aici discutăm de o plată de minim 9 lire pe oră, 9 lire sterline pe oră. În contextul în care, deci, orice om aici câștigă cel puțin 9 lire sterline, dacă nu 10, dacă nu chiar mai mult, iar foarte mulți români sunt aici în industria construcțiilor. În construcții, bine, îi găsești în toate sectoare, dar, mă rog, o bună parte dintre ei lucrează în construcții. Și aici salariile pot ajunge și la 2000 și ceva, și dacă, de exemplu, știi să folosești o macara, până și 3500 de lire sterline. Ceea ce este clar că cu acești bani poți să faci ceva în România foarte rapid, mai ales în zonele rurale, mai ales cei în care provin din zone mai sărace, din zona Moldovei cu precădere. Ceea ce m-ar interesa însă de la doamna este cum te adaptezi, pentru că eu am avut senzația și nu doar eu, că și eu am ales tot a doua țară, deci pentru mine Anglia este a doua țară de imigrație după Italia. Aici, din cauza perspectivelor care lipseau în Italia. Deci, în Italia, la momentul respectiv, când am plecat eu, era totul blocat din punctul meu de vedere și simțeam că începe să mănânce anii din viață, adică să-mi fure ani din viață. Și atunci, ok, hai să ne ducem spre în altă parte unde sunt mai multe posibilități. Însă, tentația de a te duce în România este legată și de faptul dacă nu cumva ești la un moment dat străin în țara ta. Pentru că eu de foarte multe ori am senzația asta. Am senzația că suntem priviți, noi cel puțin cei din diaspora, suntem priviți oarecum de o parte din cei din țară ca fiind, mă rog, străini și că venim să le luăm ceva. În altă ordine de idei, este clar că te-ai obișnuit cu alte obiceiuri, cu alt mod de a fi, ai alte pretenții de la serviciile publice, pentru că te-ai învățat cu alte sisteme. Cum este adaptarea asta? Adică, dacă ați avut dificultăți și dacă nu vi s-a părut așa de parcă efectiv ați luat de la zero, efectiv într-o altă țară, adică nu mai este cumva după niște ani de imigrație, eu am impresia asta, începe să fie cumva mai puțin. Să te simți un pic mai puțin acasă, român. Mi s-a mai pus întrebarea pentru că, da, e foarte normal să ne gândim la chestia asta, pentru că, bineînțeles că după 15 ani în Franța am alte mentalități, am altfel, văd lucrurile altfel, observ în continuare anumite obiceiuri în România care se păstrează, numai diferența este că în Franța am aflat, am învățat mai degrabă cum să nu le mai dau importanță. Asta dacă vrem să facem chestia asta. Cunosc și oameni care s-au întors și după 3 luni s-au întors în România, da, și după 3 luni au plecat din nou. Au zis că n-au putut să înțeleagă mentalitățile, n-au putut să se adapteze la anumite chestii și așa. Mie mi se pare că după 3 luni n-ai înțeles nimic, adică n-ai cum să te adaptezi în 3 luni, n-ai cum. E ca și cum ai venit în vacanță, practic, și pe urmă pleci înapoi. Dar nu pot, adică nu judec pe nimeni, pentru că fiecare are un fel de a gândi, un fel de a vedea lucrurile. Și, într-adevăr, poate să nu fie ușor să accepti, să revii la anumite obiceiuri pe care le observi în România și să le accepti. S-ar putea să fie mai complicat, dar ce pot să vă spun este că, totuși, multe mentalități s-au schimbat în România, oamenii sunt din ce în ce mai deschiși. Și apoi trebuie să știi cu cine vrei să ai de-a face. E cum e vorba aia, spune cu cine te adun ca să spun cine ești. Sau nu neapărat o luăm la chiar așa, motamot, dar mie îmi place să mă înconjor de oameni în general, de oameni. Dar consider că de la toată lumea am ce învăța, indiferent de
de gradul social, adică știu de studii sau mai știu altceva, am prieteni din toate ramurile sociale, dar apoi când te întorci în România, bineînțeles că revii la părinți, la prieteni, eu am păstrat foarte mult, foarte mult și foarte strâns legătura cu prietenii din România, cu, în fine, cine a mai rămas în România, că sunt foarte mulți care au plecat în străinătate, din să-mi păcate. Voie, să nu vă pierdeți ideea, să nu vă pierdeți ideea, dacă îmi dați voie câteva secunde, eu va trebui să mă retrag pentru că o altă întâlnire peste câteva minute cu secretarul de stat din finanțe, cu Dragoș Preda. Mă bucur tare mult că ați participat la emisiune și că am avut un dialog cu dumneavoastră și sper să ne revedem cât mai curând, atât online cât și în România. Și să știți că iau drept bune ce a spus, poate mă întorc într-o zi în România și încep o afacere și să știți că diferența de costuri dintre ce a spus dumneavoastră și care o să fie realitatea acolo, vă trimite o factură, să știți. Da, nu, eu v-am spus că nu e. Bine. Mi-a făcut plăcere. La revedere, numai bine. La revedere. La revedere tuturor. I-am ieșit. Numai bine. Bun, haideți să ne întoarcem la spectatorii noștri, care sunt din ce în ce mai mulți și foarte atenți la ceea ce vorbim și care ne-au dat niște mesaje foarte interesante. Și ar fi bine să ne calibrăm un pic discuția în jurul lor. O să rog pe Miruna să ne citească din aceste mesaje. Da, să știi că foarte multă lume confirmă faptul că mergând în, întorcându-se în România, observă că prețurile sunt mai mari în România, în toate domeniile, spune Ileana Pașcu, în toate domeniile din România, deci la toate prețurile sunt exagerate, sunt mai mari. Și la fel, faptul că noi românii când ne întoarcem în țară ne simțim străini în România, așa cum ne simțim puțin străini și în țara unde suntem. E dureros, spune Iuliana Baciu, dar așa este. Românul plecat în lume este străin în străinătate și străin în propria țară. Deci întrebarea ar fi pentru noi, vedem un... simțim la fel? Există un clivaj între diasporă? Cum se simt românii care se întorc? Nu e chiar așa, da, nu e chiar, adică nu e chiar așa ușor, bineînțeles, cum ziceam, să te readaptezi la anumite chestii, dar acum, ce să zic, depinde de la persoană la persoană. Cum am zis, am cunoscut persoane care nu s-au adaptat, au revenit poate cu, nu știu, vroiau să... Deci, cel mai important este să nu te aștepți când vii înapoi în țară să ai aceleași mentalități și aceleași obiceiuri pe care le aveai în țara în care locuiai înainte. Nu poți să ai aceleași, pentru că întotdeauna, indiferent și dacă m-aș muta și când v-ați mutat din Italia în Anglia, cred că a fost totuși un șoc cultural, au fost alte obiceiuri și alte mentalități, indiferent în ce în altă țară. Sunt toate țările au anumite tradiții, dar și cum am mai spus, acum depinde, deci eu vă spun toate astea din punctul meu personal, da? Adică depinde și, dar cred că e generală treaba, depinde acum și cu cine vrei să ai de-a face și ce vrei să faci. Și bine, eu cred că e, ce scuze că vă întrerup, deci din punctul meu de vedere chestia asta e mai degrabă, eu vreau să subliniez și ca teamă de toate, adică cineva omul spune, domne, mă întorc în România, unde trebuie să iau de la capăt, ca și cum aș duce într-o altă țară, nu mă duc acasă, aceleași dificultăți ca și cum ar trebui să mă adaptez în Marea Britanie, spre exemplu, mai ales dacă știu limba dinainte. Și atunci, punând în balanță, spunem, bă, totuși parcă nu. Cred că și la chestia asta cumva trebuie lucrat, adică eu nu pot să-mi imaginez acum asta, dar mă interesa ca principiu cât ne ia ca să ne adaptăm cu contextul ăsta. Adică dumneavoastră cât v-a luat ca să vă adaptați cu mentalitatea mai departe? Cred că trebuie să te pregătești pur și simplu mental, să setezi în minte de, știu eu, de cel puțin un an de zile, eu îmi setasem în minte o să mă mut în România. E o chestie psihologică. Și când am ajuns în România, mi-am setat în minte, trebuie să mă adaptez aici.
cu bine, cu rău, cum este. Eu aici locuiesc acum, mi-am adus familia aici, mai ales soțul meu e francez, trebuie să acum conteze pe mine că e bine decizia pe care am luat-o. Dar nu știu dacă e ția. Am cunosc, de exemplu, care au spus m-am adaptat în câteva luni sau m-am adaptat în 3 ani. Cunosc un cuplu care, de exemplu, nu își desfăcuseră multe din cutii și din așa vreo 3 ani de zile pentru că nu erau siguri că vor rămâne, că aveau încă sentimentul ăsta ce să facă. Deci eu, și mai ales după atâția ani de zile, când ți-ai construit ceva în altă țară, o să fii, pentru mine, de exemplu, eu convinsă că toată viața mea voi fi totuși cumva legată de Franța. Am mai ales pentru cuplurile care sunt mixte, da? Adică eu sunt româncă, el e francez. El totuși acum va fi el, adică este el în situația în care poate că o să-i se facă lui până la urmă, nu o să se obișnuiască, nu e cum să aștepta, până acum veneam numai în vacanțe, era totul bine și frumos, acum chiar locuim aici. Până acum, adaptarea este destul de bine. Am vedea, deocamdată nu am de ce să mă plâng, dar întotdeauna, într-adevăr, copiii care sunt născuți acolo, crescuți acolo, mă întreabă, când mai mergem în Franța? Adică pentru ei, de exemplu, este foarte important să mergem la câteva luni în Franța, chiar dacă este și un weekend. Deci nu poți să oprești, stop, gata, te-ai mutat în România și ai uitat complet viața dinainte și ai zis acum gata, nu mai am de-a face cu nimic. Nu e chiar așa de ușor, nici pentru mine, adică și eu mai am anumite chestii pe care le mai compar, am anumite chestii pe care le mai, cum să spun, uite că da, poate că în Franța aș fi făcut așa, aici trebuie să fac altfel. Nu cred că e chiar așa de ușor, bineînțeles, dar acum depinde cum vrei. Eu mi-am dorit foarte mult, adică sunt foarte, foarte bine aici în România și asta îmi vroiam, adică nu m-am gândit că o iau de la capăt. Asta este toată treaba. Trebuie să nu te gândești cu ei de la capăt. Trebuie să vină totul natural, că dacă te gândești, aolo, trebuie să o iau de la capăt, trebuie să faci așa, așa e la altă și nu știu cum. Și nu știu ce, deci las-o baltă. Nu, deci mai bine stau aici, că să am comodita, am aici totul pus la punct și așa mai departe. Și depinde ce vrea fiecare. Acum nu pot să vorbesc pentru toată lumea. Deci este... Nu e, tot ce vă spun, tot ce pot să vă spun, da, nu e chiar așa de ușor să te readaptezi, dar nu trebuie să venim, cum să spun, trebuie să venim cu aceeași mentalitate pe care o aveam în țara unde stăteam și să o păstrăm așa cum era. Eu cred că, în primul rând, este vorba de o treabă psihologică, adică noi căutăm țara pe care am lăsat-o. Dar între timp, evident că am plecat cu un bagaj de nostalgie, între timp țara a mers înainte și multe lucruri nu vor mai fi aceleași. Persoanele au evoluat, noi înșine am evoluat. Dar ceea ce vreau să vă întreb este, haideți să vorbim deschis, când a fost ultima dată când ați dat o atenție? La un medic, la un profesor? Niciodată. N-am venit nici când am fost în vacanță aici. De multe ori când mai veneam în vacanțe, mi s-a întâmplat cu copiii mici să nimerim că e fetița bolnavă și m-am dus la doctor. Deci absolut nimeni, nici atunci, deci acum câțiva ani de zile, mi-aduc aminte, m-am dus în Ploiești la spitalul de public, să zic așa. Am avut un șoc când am ajuns acolo. Eu, cum să zic, îmi spuneau ai mei, pregătește, du-te-și tu cu totuși cu ceva, nu așa. Mai mult de gura lor am luat ceva la mine, dar vă spun foarte sincer, nu am dat. Și am vrut să văd cum se comportă dacă nu dau. Și vă spun că s-au comportat foarte bine. Acum nu știu dacă
să zicem, că eu n-am spus că vin neapărat din Franța sau că așa, dar o aveam pe fetiță care îmi vorbea în franceză și nu știu acum dacă a contat chestia asta, nu știu, dar nu am dat, nu am dat, pur și simplu nu am dat și am vrut să văd care e rezultatul și rezultatul a fost același, deci s-a comportat ok, mi-a tratat copilul și așa mai departe și vă spun foarte sincer cu mâna în foc, bag mâna în foc, nu am dat, nu am dat nimănui, deci nu, cel mult un mărțișor dirigintei că a fost, dar și așa apucase însă că formă a început pandemia și nu mai... Dar și așa, de fapt, că iarăși e o altă chestie pe care, acum nu este generală în toată România, depinde, pentru că, într-adevăr, sunt zone și zone, orașe și orașe, și mai este unde se vrea și unde nu se vrea. Deci că mai este altă chestie cu școala, de exemplu. Eu am fetița într-o școală, băiețelul într-o grădiniță, absolut în ambele părți, de la început, de la prima ședință, ni s-a spus, deci nu facem niciun fondul clasei și să nu vă prim, deci diriginta ne-a spus, nu vreau nici măcar un buchet de flori. Deci ca să terminați, zice, mă trezesc pe urmă la urmă cu 30 de buchete de flori, zice, nu-i păcat și de bani și de florile alea, astea așa, aruncați bani pentru ce? Că nici mai știu eu cine mi-a dat și așa, nu vreau atenții, nu vreau, deci să nu vă prind. Și nu, deci n-a dat nimeni și nici nu. Deci a fost chiar foarte clară și mi-a fost foarte... șocat așa, pentru că în Franța nu există nici măcar, nu se aduce nici nu ne gândim la așa ceva, iar în România sunt obligați să o spună ca să o înțeleagă părinții. Băi, deci nu mai, adică a trebuit să fie așa, pentru mine a fost șocant cum a spus-o, felul cum a spus-o, dar foarte hotărâtă, să nu mi-aduceți, că nu iau, nu accept, nu vreau. Deci, dar asta pentru că așa să vrea să se evolueze într-un fel. Fondul clasei, nu, deci nu. Ea este la liceu de artă, doar atât ce am apucat să dăm, pentru că, de fapt, dar este o mare diferență, fiind la liceu de artă și pictură, ei trebuie să cumpere... materiale, culori, acuarele, da, și așa. Și doar aici am dezbătut cu toți, cu toți părinții, să punem de fapt bani toți la oaltă ca să-și ia un singur lot de așa și să-l țină la școală, să se mai care copiii cu ei și să se-l folosească la școală. Dar asta a fost pentru copii ca să-l folosească, deci foarte bine ca să nu mai cheltuim noi fiecare separat, pentru că de altfel profesoara spunea că deci o singură marcă este care este cea mai bună și care valorează și ca preț și ca și calitate și atunci am decis în comun acord să luăm toți părinții, dar atât a fost singurul lucru. Adică nu am de ce, nu știu, acum asta este experiența mea pur și simplu, deci nu am ce să vă spun așa, dacă cineva se aștepta să-i spun ceva negativ, din păcate nu am. Eu să ne mutăm cu toții la Ploiești. Nu dumneavoastră, nu dumneavoastră, ci poate cei care ne ascultă. Deci, da, acum prețurile, n-am spus că sunt foarte mici, că e totul roz și aici. Nu, cum am și spus, chiar în supermarketuri sunt prețuri destul de mari. Acum, iarăși, sunt anumite chestii care se permit în România și deci aici iarăși este ceva de lucrat, dar eu ce pot să fac eu decât să pun problema și dacă mai departe nu este, nici nu mă aude nimeni, nici n-am ce să, da? Dar ne descurcăm, adică din punct de vedere financiar eu văd diferența personal între traiul meu din România și traiul meu din Franța. Acum nu mă duc să cumpăr numai la supermarketuri. Ce îmi place și ce ador mie în România, ce n-aveam eu în Franța, erau să mănânc local, să mănânc o roșie din grădină, să îmi pun o varză din grădină, să am o ceapă, să simt eu gustul ăla de adevărat de castravete și de roșii. Deci, într-adevăr, aici am găsit acum, mai ales cu pandemia, ce s-a dezvoltat foarte mult în România, tot lanțul ăsta de mici producători locali care au fost de mare, mare ajutor în România și au făcut livrări, am putut să comandăm
și-au făcut livrări acasă și, într-adevăr, mănânci din grădina omului și asta este extraordinar, ceea ce n-aveam. Și cu prețul, bineînțeles, nu se pune, deci n-avem cred cum că să eu comparăm. aș propune să punctăm anumite obstacole în ceea ce privește întoarcerea în România și eu mă gândesc la două dintre ele. În primul rând, situația școlară, adică elevii care se întorc sunt nevoiți să intre cu un an în urmă față de nivelul la care erau în țările de adopție. Asta în cazul în care nu au avut un curs de limba română. Asta în cazul în care... Nu mai este. Nu mai este. Eu, da, și eu, de fapt, așa era înainte, s-au schimbat acum, nu mai era un test, trebuia să dai un test de evaluare de limbă română, de matematică și pe mine la început mă speriaseră cu toate chestiile astea. Și de fapt nu mai este deci, așa ceva. Confirmați că un copil în clasa 5-a deci în eu cel Italia... puțin da, eu deci era efectiv am intrat în clasa 5-a, nu am avut, deci am mers la inspectorat, am avut doar o testare psihopedagogică, dar în fine o discuție cu un psihopedagog, dar atât, n-am avut testare la matematică, nu, deci mi-a luat-o la nivelul pe care l-are și deci vreau să vă spun chiar cu mândrie că deci am o fetiță care s-a adaptat extraordinar de bine, vorbea română, dar nu foarte corect, nu scria și citea perfect românește și s-a adaptat de minune, are chiar cum să vă spun, chiar este foarte apreciată, mai ales de profesoara de română, iar altă diferență, ca să vă spun așa, este că ea a venit cu mentalitate, poate contează și asta, copiii într-adevăr în România sunt un pic speriați de sistem, pentru că profesorii la rândul lor, de fapt, au o presiune, trebuie să dați teme, trebuie să dați note, trebuie să... Cum să vă spun, este încă această presiune care există în școlile din România, dar iarăși revin, nu toate școli depinde de director, depinde de profesori, cât de deschiși și cât vor să facă și ce vor să facă. Există zel și zel. Dar totuși este cum să vă spun, există o concurență, o competiție între ele. Asta, da, deci asta încă există așa. Note publice, da, situații. Da, dacă în fine nu vorbești cu ăla care are 5, tu ăla vorbești că are 10 și așa mai departe. Bun, sau în fine, sunt multe chestii, detalii care n-are rost. Dar în fine, există un pic de copii un pic mai speriați. Într-adevăr, fiimea vine cu, cum să vă spun, ei nu erau speriați. În Franța toată lumea avea, cum să vă spun, dreptul la spune ceva când vrea, bine, respectând anumite reguli, bineînțeles, dar ea vine cu mult curaj, așa, n-are, adică nu e frică să răspundă chiar dacă nu știe. Chiar dacă chiar dacă nu are poate răspunsul corect, adică nu are o lipsă asta de încredere, poate nu, dacă n-a o luat, dacă nu fi corect, mă ceartă așa cumva sau nu, deci nu. Și e foarte activă, e foarte îi place să răspundă, ridică mâna tot timpul, e foarte, foarte activă și eu cred că deci copiii din străinătate, copiilor din străinătate nu o să le fie chiar așa de greu să se cred eu, să se integreze. Acum depinde și de copil, bineînțeles. Totuși există un studiu în ceea ce privește neadaptarea copiilor din străinătate la sistemul de învățământ din România și mai ales faptul că învățătoarele și profesorii nu reușesc să medieze între ceea ce au fost, însă mulți copii nu vorbesc limba română. Da. Este, probabil ați avut o situație norocoasă. Vreau să adaug că în zona Moldovei, de acolo de unde eu sunt, sunt foarte multe școli care încă au toaleta în curte, da? Și acești copii care
și în anul în care suntem și ar trebui schimbare. Da, ați spus că nu trebuie să avem așteptări, însă nu trebuie nici să ne mulțumim cu ceea ce este. Bineînțeles, acasă. Nu trebuie să ne mulțumim acum cu orice, bineînțeles. În Moldova, acolo de unde eu sunt, după 10 ani de când, după 9 ani de când locuiesc în străinătate, de fiecare dată când mă întorc, găsesc lucrurile cârpite și nu rezolvate. Adică străzile sunt la fel și acolo pe alocuri reparate, autostrada este promisă de ani de zile și nu am văzut nici măcar un metru. Școlile încă au toalete în curte. A făcut un metru, Mandachi, a făcut Mandachi un metru. Da? O prietenă de-a mea care s-a mutat din Grecia îmi spunea că nu poate să-și ducă copiii la grădinițe pentru că este frică că toaleta fiind în curte să nu se întâmple ceva și am văzut în presă de câte ori au fost cazuri în care copiii au avut accidente din cauza acestui fapt. Și sunt încă foarte multe probleme și legate de birocrație, de corupție și de și asta cred că ar trebui rezolvate și de noi cei care vrem să ne întoarcem și de cei care sunt acasă și da, bineînțeles că depinde de fiecare și de experiența personală a fiecăruia și de faptul că dacă eu vreau să dau sau nu șpagă și de faptul că șpaga a fost creată și în mod involuntar de către cei care au oferit-o, însă problema este, însă situația în România nu este atât de roz precum văd că e la Ploiești. Probabil că acolo chiar e un tărâm de vis. Nu știu, eu vin dintr-o altă realitate. Dacă ar fi unde vi s-ar fi frumos. Nu, deci acum am spus, depinde de locuri, depinde de oraș, de la oraș la oraș. Eu când am venit, eu sunt din Ploiești, am venit la Ploiești, dar și când am venit, când m-am pregătit să vin, mă gândeam unde, la ce școală. Bineînțeles că m-am uitat la ce școală. Bine, ea își dorea liceu de artă pentru că e foarte artistă din născare, dar și vroia așa ceva, dar dacă aș fi, cum să spun, dacă liceul de artă nu convenea și știam anumite lucruri, pentru că na, ca loc afli, nu, până la urmă, că nu e chiar așa un oraș extraordinar de mare, să zici că nu afli anumite lucruri. Dar chiar este o școală foarte, foarte, cum să vă spun, profesorii sunt foarte deschiși și nu am ce să mă plâng, nu am de ce să mă plâng. Băiețelul la grădiniță, o grădiniță publică, pentru că n-am vrut să-l duc la privată și este, s-a adaptat destul de bine, condiții foarte bune, mâncare extraordinară, niște educatoare foarte drăguțe. Dar, într-adevăr, m-am și orientat. Acum, dacă aș fi fost din Vaslui, din satul nu știu care și poate că m-aș fi gândit de 15 ori dacă mă întorc înapoi, chiar acolo unde. Pentru că, într-adevăr, acum eu vorbesc de experiența mea, nu pot să vorbesc de experiența tuturor și sunt anumite locuri, probabil locuri în România, care încă mai sunt mult de discutat, na, și este de rezolvat mai mult decât de multe, discutat. Multe de rezolvat, da, bineînțeles, multe de o discutăm, da, așa este, de rezolvat. Dar acum eu mai vă spun și altceva, eu văd așa un pic în mentalitatea localnicilor, adică nu se răzvrătește nimeni, înțelegeți? Adică degeaba vin eu cu altă mentalitate și cu o voință și cu așa, dacă nu sunt și eu susținută. Și iarăși intervin anumite, pe urmă te simți străin, pentru că ei aici au anumite obiceiuri și pe urmă vii tu și zici, păi vii tu cu aerele tale și aici nu se poate, și ăla merge la noi aici, ce vrei mai mult? Deci n-ai cu cine, n-ai cu ce, deci aici această aici mentalitate, asta era ideea. Păi da, dar această mentalitate nu mai depinde de mine, tot de acel localnic care e acolo, să schimbe și să-ți dea dreptate. Băi, poate că ai dreptate într-un fel, ia să văd dacă fac, măcar să încerc. Dar nu se încearcă, deci nici măcar nu se încearcă, lumea nici măcar nu încearcă. Dar acum și care au încercat, numai că, din păcate, forța nu stă într-unul sau în câțiva și acolo sus, dintotdeauna am observat că oricât am vrea noi sau oricât am face, până la urmă ajungem cam în același punct. Probabil că am avut de fiecare dată așteptări cam mari. Exact aici, dacă îmi permiteți să fac legătura cu Franța.
I-am identificat între românii din Franța trei categorii, dar care nu cred că sunt exclusiv franceze. Este o categorie, cea pe care am amintit-o astăzi de câteva ori cu toții, cei care s-ar întoarce mâine, pentru că nu au afinitate culturală deosebită pentru Franța, s-ar fi dus și în altă parte cu aceeași plăcere sau cu aceeași lipsă de plăcere, cei care au venit să lucreze, dar de ce au rămas în Franța? Pentru că aici condițiile de lucru sunt foarte corecte. Deci nu e vorba numai de bani. Sunt condiții de lucru corecte, sunt plătiți corect, sunt tratați corect. Mulți lucrează cu patronul alături, care nu este deosebit de ei. Văd un respect în ceea ce privește modul în care sunt tratați, modul în care se vorbește, modul în care sunt ajutați să se integreze. Deși nu este o integrare deosebită, asta este o integrare funcțională, dar foarte apreciată de acești oameni. Foarte mulți au venit la vot din această categorie de oameni în premieră și spunând un lucru foarte, foarte dureros și foarte important să înțeleagă cei care conduc România. Am venit să votăm ca să fie și la noi bine. Am văzut că se poate aici, la noi de ce să nu se poate? De ce să nu pot să vin în România să fac ceea ce fac aici? Nu este chiar așa de greu, nu este diferit în mod esențial să nu putem face și la noi. Vezi, ăsta nu este un vis uriaș, nu este visul cuiva care pleacă și, să zic, o sacoșă și ajunge astronaut. Este pur și simplu visul cuiva care vrea să-și poată face o familie în România, să muncească și să trăiască în mod corect. Corectitudinea este cheia aici, nu salariu. E foarte interesant acest aspect. Pentru oamenii aceștia încă nu cred că există un orizont clar de așteptare. Adică nu cred că dacă mâine s-ar întoarce România, România ar putea beneficia de această forță de muncă care s-a calificat în altă parte și care ar fi foarte utilă. Și într-adevăr, ar putea face o diferență dacă ar veni într-un număr mare. Mai este o a doua categorie, oameni care s-ar întoarce, dar în niște condiții cu totul deosebite. Categoria privilegiată, cea care a fost de mult timpită de programe guvernamentale, de genul vrem diaspora înapoi acasă. Sunt oameni cu înaltă pregătire profesională, oameni care și-au obținut titluri, grade, atestații în străinătate și le-ar lăsa și ar veni în România cu mult drag, dar doar dacă s-au schimbat esențial condițiile care au împins să plece. Aici vorbim iarăși de o schimbare structurală, vorbim de infrastructură, vorbim de corectitudine, vorbim de o societate care să aibă niște repere clare, nu la nivelul Franței, să zicem, dar totuși să fie o schimbare clară și mai ales care să fie de perspectivă, să fie durabilă. Asta e o parte a diasporei care cred că încă este pe hold, dar că e o parte a diasporei care, deși foarte bine realizată în sănătate, a rămas foarte aproape de România și asta e important. Și cu asta ajung la cea a treia categorie, care cred că e cea mai puțin vizibilă, dar e cea mai solidă pentru viitor. Sunt cei care s-au realizat foarte bine în străinătate, care nu vor să se întoarcă, dar care sunt gata să ajute România de acolo de unde sunt. Asta înseamnă că deja avem o diasporă matură, diasporă care a trecut de prima generație. Și aici putem vedea experiența celor care au 4-5 generații de diaspora. În primul rând, Israelul poate să ne fie un exemplu, altul este Portugalia, altul poate fi Irlanda. Deci oameni care și-au educat copii, apoi copiii la rândul lor copii, la rândul lor copii, și acum ar fi la strănepoții celor care au emigrat, dar care și-au păstrat perfect identitatea de origine și care sunt gata oricând să-și ajute țara. Adică asta începe să aibă și România. Asta am văzut, de exemplu, un ministru care a venit la ambasada la Paris, care a solicitat întâlnire cu medicii români din Franța. Au răspuns foarte mulți, mult mai mult decât erau locuri. Au fost foarte toți aproape care au zis, suntem gata să ajutăm cu ceea ce știm, cu experiența noastră. Nu vrem să ne întoarcem mâine în România, nu cerem să se schimbe România pentru noi, dar noi cu orice putem face de aici, vă stăm la dispoziție gratuit. Deci această diasporă trebuie iarăși luată în calcul. Oameni care pot să ajute de acolo unde sunt. Este o expertiză extraordinară pe care au făcut-o românii peste tot în lume și care iarăși ar trebui, cred, mai mult valorificată în România. Vreau să mulțumesc din nou celor care se uită la noi, celor cum ales care ne-au retransmis această discuție, celor care ne-au dat mesaje din ce în ce mai interesante, sunt câteva chiar emoționante. Și cred că în povestea aceasta despre diaspora, despre lumea de aici, lumea de acolo, asta putem vorbi mult și fiecare dintre noi că poate are istoriile lui și istoriile celor pe care îi cunoaște și acest drum permanent, să zicem, în care suntem. Și aici cred că Miruna mai are să ne spună ceva pentru final. Te rog, Miruna. Da, vreau să spun că ne urmărește și Elena din Brașov. E o prietenă care are și ea o poveste. S-a reîntors cu soțul ei italian
și a deschis un restaurant, un magazin cu specific românesc și mi-a spus că au dificultăți, deși în ultimii ani au mers doar pe profit, au dificultăți în a obține un credit de la bancă, în timp în care o româncă din Italia care lucrează în domeniul asistenței de bătrâni a reușit să obțină exact aceeași sumă cu un împrumut. Deci sunt dificultăți concrete. Și în același timp sunt români care se întorc în țară cu speranța că le va fi mai bine și după un an sau doi se reîntorc în Italia sau în alte țări pentru că văd că experiența lor nu a fost cea care sperau să fie. Am o prietenă care s-a întors cu doi copii, au făcut un an la școală și cu toate acestea, cu toată dorința ei de a rămâne acolo, nu și-a găsit de lucru, nu a reușit să își găsească o situație care să corespundă cele pe care o dorea și s-a întors din nou în Italia. Și ca aceste trei cazuri presupun că sunt mai multe. Deci trebuie să ne întrebăm ce oferă România acestor persoane care doresc să se întoarcă, având în vedere că persoanele care, cei care sunt acum în țară plâng și spun avem nevoie de manodoperă, avem nevoie de muncitori care să aducă din străinătate know-how-ul lor și experiența și mentalitatea lor din Occident. Deci trebuie să ne întrebăm ce oferă România, ce condiții, ce salarii, de aici ar trebui să plecăm. Categoric. Nu uitați, vă rog, cei care ne urmăriți acum în direct, că puteți urmări emisiunea înregistrată, bineînțeles, pe canalul nostru, fie pe YouTube, fie pe Facebook, și că puteți comenta în continuare. Deci vom citi în continuare aceste comentarii, la care vom reveni, bineînțeles. Iar pentru final, înainte să mulțumesc tuturor pentru participare, vreau să vă citesc un mesaj foarte frumos pe care l-am primit acum din nordul Angliei, la cineva care ne urmărește, Aura Fitzpatrick, și care ne spune un mesaj chiar foarte frumos. În seara din nordul Angliei se spune că emigrantul este cetățeanul perfect al lumii globalizate. A fost obligat să-și pună întrebări, să-și negocieze identitatea, să-și aleagă ce păstrează și ce adoptă din noua mentalitate, cultură, obiceiuri. Eu îmi doresc să mă întorc în România, nu este deocamdată posibil, și nu mi-e teamă deloc de readaptare. Mă aștept să conteze mult rețeaua de suport emoțional și un nivel realist al așteptărilor. Cred că este un mesaj foarte frumos și care ne pune o concluzie provizorie a acestei discuții, discuție care sigur că n-am epuizat-o în această seară. Mulțumesc frumos invitatei noastre din această seară și, bineînțeles, foarte bunei publicități pentru Ploiești. Eu vă mulțumesc mult pentru invitație și ce pot să spun este că curaj. Atâta timp cât știm ce vrem și ne pregătim puțin din timp, se poate. Și atâta timp cât și avem niște așteptări, adică trebuie să ne adaptăm așteptările, asta vreau să spun, nici să acceptăm orice, dar nici să avem prea mari așteptări. Și atunci cred eu că, adică trebuie să fie creată o balanță cumva și doar așa totul poate fi bine. Dar curaj și se poate și în România, pentru cine vrea să se întoarcă. Și numai toate cele bune tuturor, oriunde ați fi. Mulțumesc încă o dată pentru invitație. Mulțumim și să auzim numai de bine. Așa să fie. Francezii zic foarte frumos, un bon curaj, adică un curaj acela potrivit, acela bun, să-l avem cu toții. Un gând bun, am spune noi, cred că în traducerea românească, să avem gândul cel bun și să avem, bineînțeles, forța să-l urmărim. Mulțumim încă o dată celor care ne-au urmărit și vă așteptăm, bineînțeles, miercurea viitoare la aceeași oră, ora 19, ora Franței, ora 20, ora României. Seară bună tuturor! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere. La revedere.